Pelerinii din mai multe părți ale țării au participat duminică 28 noiembrie 2021 la taina Sfântului Maslu, oficiată la Mănăstirea Hadâmbu din județul Iași. Slujba a fost săvârșită de către preasfințitul părinte Antonie, episcop de Bălți, împreună cu un sobor de preoți și diaconi. Din soborul slujitorilor au mai făcut parte părintele Cosmin Gubernat, consilier pe sectorul cultural și comunicații media al Episcopiei Hușilor, și părintele Dorian Revenco, protopop de Bălți. Printre autoritățile care au fost prezente sau numărate Elena Curcudel, primărița comunei Mironeasa, și Vera Buga, primărița orașului Cornești, raionul Ungheni, Republica Moldova. Preasfinția sa a citit la final rugăciunea de dezlegare, precum și alte rugăciuni pentru sănătatea celor prezenți. În cuvântul adresat credincioșilor, părintele consilier Cosmin Gubernat a făcut referire la folosul pe care îl au oamenii care se jerfesc prin osteneală și prin rugăciune atunci când vin la mănăstirea Hadâmbu. Dumnezeu că n-a rânduit să plecăm capul, genunchiul sub omoforul părintelui episcop Antonin, care unește rugăciune cele două maluri ale Prutului și cu multă râvnă misionară împărtășește cuvântul lui Dumnezeu și adevărul istoric în ambele românii, cea din stânga și cea din dreapta Prutului. Arhimandritul Nicodim Gheorghiță, starețul mănăstirii Hadâmbu, a mulțumit înalt preasfințitului părinte Teofan, arhiepiscopul Iașilor și mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pentru că a binecuvântat ca preasfințitul Antonie să slujească taina Sfântului Maslu. Părintele stareț a mulțumit tuturor celor care au sprijinit lucrările de construcție ale noii clopotnițe și la cumpărarea celor 13 clopote ale așezării monahale din dealul mare. Mulțumesc înalt preasfințitul părinte mitropolitul Teofan și preasfințitul Nechifor, în ultimul rând preasfințitului Antonie, dar îi mulțumesc Maicii Domnului de fiecare dată. Preasfințitul niciodată n-a spus nu. Îi mulțumesc preacurate Maicii lui Dumnezeu și tuturor pelerinilor și titolilor cele 12 clopte, care sunt în numele celor 12 apostoli și ultimul care este în cinstea Maicii Domnului, cel de 4500, și bunătatea și milostenia este un dar, o floare rară, unde își are rădăcina în grădina raiului. Preseva să nu pot uita că trăiesc cu adevărat, aveți dreptate. Și ferească Dumnezeu să ne lipsească Dumnezeu de a fi milostit. La rândul său, episcopul de Bălți a exprimat bucuria pentru că a revenit la mănăstirea Hadâmbu pentru a sluji împreună cu preoții de pe ambele maluri ale Prutului și în prezența oamenilor de pretutindeni. Părintele stareț, pentru dragostea lui care o poartă mie, episcopiei noastre și în special Basarabiei. Este un părinte care este o nosigurătate, am spus acest lucru. Este un model pentru și alți slujitori de aici, din dreapta Prutului. Sfinția sa, în o singură dată, a trecut Prutul cu zeci, sute tone de kilograme de alimente și aceasta înseamnă o bucurie pentru frații noștri de acolo, din Basarabia. Îi mulțumim pe această și de această dată părintelui, pentru că este un părinte, cum îți obișnuiesc eu să spun, e numai inimă, așa cum arată părintele, e numai inimă. Mulțumim, părinte, pentru invitație, vă zic că am venit cu multă dragoste. În semn de prețuire, arhimandritul Nicodim Gheorghiță i-a oferit părintelui episcop Antonie o sfântă evanghelie pentru noua catedrală episcopală din Bălți. În seara de Crăciun, Fecioara Maria, trec cu mie de soldați, toți cu arme înarmați, îngerii au
Și pe cine căutați, Fecioara Maria, la Habimbul în Codru, la locul sfințit, cântăm cu toții. A venit Maicuță să te mai vedem, să spunem necazul care îl mai avem.